Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei născuți în semnul săgetătorului sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în săgetător pentru iunie 2019. Înainte să vă fac etalarea, vreau să vă mulțumesc pentru răbdare. Asta e de data aceasta, a fost mai spre final, dar poate altă dată o să fiți mai la începutul listei. Am făcut etalarele în funcție de vizionările pe luna mai. Vă mulțumesc pentru vizite, pentru like-uri, pentru comentariile frumoase, pentru abonarea la acest canal. Sper să vin cu lucruri frumoase în continuare, nu doar tarot. Am câteva mesaje pentru unii dintre voi. Au vrut să sară aceste cărți: Flowering, Past Lives și Trust, adică înflorire, vieți anterioare și aveți încredere. Cred că pentru unii dintre voi sunteți chemați să aveți încredere că în momentul în care vă rezolvați karmele trecutului, eventual să tăiați legăturile karmice sau să întrerupeți legăturile cu acei oameni care v-au stat în cale într-un fel sau altul, v-au creat probleme. Și spun asta pentru că a apărut un 10 de spade. În momentul în care tăiați karma, linkurile, legăturile energetice, începe să înfloriți. Poate pentru unii dintre voi ar mai fi și un alt mesaj. Poate unii aveți de-a face cu un semn de pământ, acesta e semnul reginei de monede, Taur, Fecioară sau Capricorn, și e o legătură karmică foarte profundă. Poate aveți undeva, pentru că această carte reprezintă Pluto, da? Semnul Scorpionului, poate să reprezinte și Saturn, iar planeta karmelor. Poate aveți niște aspecte planetare, Pluto, Saturn, ceea ce creează această legătură, ceea ce face această legătură foarte puternică. Aveți încredere, eventual, pentru că e o carte foarte frumoasă, aveți încredere că lucrurile merg bine pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi poate să fie o soție sau imaginea soției ideale. Poate e o persoană foarte creativă, regina de monede creează valori, creează lucruri frumoase, e guvernată de Venus. Și pe lângă faptul că e frumoasă, că e creativă, e și spirituală. Cine o fi această persoană, voi știți. Nu este obligatoriu să fie iubită, poate să fie o mamă, poate să fie soție, poate să fie cineva din preajma voastră care vă inspiră. Oricum, am zis, e o legătură foarte profundă între voi și aveți încredere, eventual, că vă inspiră. Că de fapt asta ce înseamnă să înfloriți? Să simți că ești hrăniți, cum se cuvine, și începi să sporești, da? Să-ți arăți adevărata sau partea frumoasă a ta. Asta e un mesaj scurt pentru unii dintre voi. Vi-l interpretați cum vreți, nu-mi place să dau verdicte, eu încerc să citesc cât mai neutru cărțile. Din setul celălalt de cărți a sărit, cum am arătat, 10 de spade. Cineva, ori dumneavoastră, ori cineva cu care ați avut de-a face, mai mult sau mai puțin semn de aer, dar e foarte evident semnul de aer, dar nu e obligatoriu să fie semn de aer. Voi sau altcineva se simte foarte rănit, se simte trădat, cade moarte, cade moarte. Ideea este că este un sfârșit de ciclu de dureri. Da? Oricine ar fi, voi sau altcineva, eu știu niște săgetători foarte răniți. Sunteți chemați să reînviați. Asta pentru că ați avut și past lives, ceea ce în setul clasic reprezintă judecata, deci învierea. Da? Niște relații karmice v-au rănit atât de mult încât acum ați ajuns la punctul final al suferinței. Nimic nu vă poate face să suferiți mai mult cât ați suferit până acum. Și este momentul să vă scoate singur sabile, da? Legăturile karmice, să le arde, să le tăiați și să reînviați, să vedeți răsăritul care vă așteaptă, da? În continuare, asta pentru că a venit separat, au mai venit încă trei cărți. Poate alt mesaj pentru altcineva. Da? Vă rog frumos, sunt vreo 3, poate chiar 4 etalări, dacă le inclui și pe acestea scurte, într-o singură
înregistrare, vă luați mesajele, nu înseamnă că toată povestea este a voastră. Poate anumite mesaje rezonează cu voi, nu toate. Și fiind etalare colectivă, anumite detalii sunt doar pentru etalările personale, înțelegeți? Au sărit aceste cărți. Este vorba de cineva care se simte lăsat de izbeliște. Cineva se simte lăsat de izbeliște, lăsat în frig, în boală, în suferință. Cofi regina de cupe, semn de apă, cofi regele de monede, voi știți. Dar regele de monede e perechea reginei de monede pe care am văzut-o mai devreme. Poate voi ați avut o relație cu un semn de apă. Da, sunteți săgetători, dar asta nu înseamnă că nu puteți fi stabili, nu puteți fi autoritari în felul vostru, nu vă doriți o familie. Regele de monede este o persoană foarte matură. Reginele în jur de 30 de ani, 30 și regii în jur de 40. Că sunteți voi, că e altcineva, vă rog, încercați să vă interpretați singur mesajul. Oricum, cineva se simte lăsat de izbeliște. Poate are și probleme financiare. Probabil că are nevoie de stabilitate, dar în acest moment se simte în frig, în ceață, în singurătate, cu 5 de monede. Văd că e la mijloc regina de cupe. Posibil este vorba de această persoană, foarte emoțională. Dar e posibil, pentru că au venit cărțile împreună, aproape sub regina de monede era regele de, sub regina de cupe era regele de monede. Poate regina de monede, chiar dacă o fie emoțional, poate că este și fixistă. Sau poate că regele de monede este emoțional, da? Oricum avem semnul taurului în principiu și semn de apă. Poate această regină de cupe văd că e orientată către regele de monede. Întâlnește o persoană sau este în convorbiri, un consilier, un sfătuitor, un tată, un doctor, un profesor, poate să fie și femeie, evident, nu trebuie să fie bărbat. Discută cu un bărbat care o ajută să-și găsească echilibru. Deși ea în spate și o învață cum să nu se mai simtă izolată, pentru că în spate are acest 5 de monede, o perioadă în care a fost lăsată de izbeliște. Eu știu cine poate fi această persoană, că sunteți voi, că e latura voastră feminină, emoțională, rămâne de văzut, că e cineva din preajma voastră, nu trebuie să fie iubită, repet, poate să fie soră, mamă, partener de afaceri, oricine, da? Pentru că nu vreau să ne fixăm pe zodii. Dar am zis că puteți fi voi. Cunosc pe cineva săgetător cu lună în pești, da? Deci oricine poate avea acest semn de apă în harta lor natală. Ideea este că această regină vorbește cu cineva care îi dă stabilitate. Regele, repet, poate să fie femeie, dar are o atitudine mai masculină. Ține în control niște lucruri. Și o ajută, pentru că apa și pământul se susțin, o ajută să-și găsească stabilitatea. Într-o situație în care ea simt că e vorba de ea, că e în spatele ei, s-a simțit bolnavă, lăsată de izbeliște, da? Înțelegeți? Am văzut la un moment dat și împărăteasa, iar am mai văzut-o. Împărăteasa, semnul taurului, am văzut îndrăgostiții, am văzut iar regele de cupe. Unii aveți de-a face un semn de apă sau un semn de sau cu semnul taurului sau balanței. Împărăteasa asta reprezintă semnul taurului sau al balanței. Dar împărăteasa înseamnă foarte mult, poate să însemne și o mamă, poate să însemne și o soție, poate să însemne și o amantă, depinde de la caz la caz. Acum, mai amestec încă o dată cărții, că doar le-am pus la loc. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent.
Trebuie să alegeți doi de bâte, trebuie să alegeți între două persoane, două pasiuni, două direcții care vă interesează, vă plac amândouă și totuși trebuie să alegeți. Săgetător. Soare, Lună, Venus, ascendent în Săgetător, iunie 2019. Maturitate, iar semn de pământ, un soi de as de pământ ar fi. Rebelul, arcană majoră numărul 4, similar cu împăratul. Schizofrenia, 2 de spade. Și schimbare, arcană majoră numărul 10, similar roata norocului. Ce aveți aici? Moralitate, regele de spade. Armonie, totalitate, vieți anterioare. Control. Da, e interesant cum se așează. Haideți că vă mai citesc pe scurt. Unii dintre voi ați fost într-o relație de dragoste cu cineva. Aveți aici îndrăgostiții și totuși, în paralel, ați ținut de un trecut, de o altă relație din trecut. Cu fie aceasta, cu fie alta, ați ținut de un trecut foarte mult. Ați atârnat de acest trecut prea mult. Și de asta, din cauza ce? A dogmelor, a unor idei fixe. Această carte este similară cu Marele Preot, dar în acest set arată ca o noapte adâncă, noaptea minții, a dogmelor, a ideilor preconcepute. Ați atârnat de o poveste de dragoste care, pentru unii, nu a fost prielnică. Poate persoana a vrut să vă țină în control, da? Într-un fel sau altul, un control mental, pentru că avem semn de aer. Ideea este că, pas cu pas, similar cu doi de monede, a trebuit să vă echilibrați și nu doar, pas cu pas a trebuit să vă descoperiți și să vă conectați la cei la conștiința voastră. Și îmi place cel mai mult această carte că este în evidență al treilea ochi. Pentru acei săgetători care într-adevăr lucrează cu spiritualitatea lor, ca pas cu pas ați renunțat la această poveste în care voi ați fost ținuți sub control, da? Și v-ați îndepărtat, ați lăsat-o în urmă, dar în spate. Și v-ați apropiat de această conștiință și capacitatea de a vedea lucrurile. Iar vieța anterioară, poate unii dintre voi ați avut, da, pentru cei care aveți planete care vă ajută, ați avut posibilitatea să vă înțelegeți sau să, eu știu, ați avut niște viziuni, în fine, să vă înțelegeți viețile anterioare sau măcar karmele, cu eventual această persoană, da? Foarte, foarte fixistă, care a încercat să vă controleze. Ați avut niște conflicte, asta înseamnă, e similar cu 5 de bâte, ați avut niște conflicte sau a trebuit să faceți niște jonglerii, să vă regăsiți armonia în condițiile în care ați fost ținuți, da? În această karmă. A fost și o concurență, eventual, pentru cei care, sau mai bine zis, o luptă, nu chiar concurență, o luptă creativă în care voi ați fost invitați să vă descoperiți armonia interioară. 10 de cupe. Armonia interioară însemnând să vă conectați la inima și la mintea voastră și să nu depindeți foarte mult de fericirea voastră, să nu depindă de alții. Și eventual, conectându-vă sau descoperindu-vă armonia interioară, ați descoperit un nou sens al moralității și acum sunteți gata să vă exprimați adevărul. Pentru unii dintre voi, poveștile sunt diferă de la om la om, pentru că avem planete diferite în hărțile natale. Aici avem maturitate, semn de pământ, rebelul, semn de foc ar fi, schizofrenia, semn de aer
Și schimbare, semn jupiterian, aici sunteți voi, este Jupiter, este roata norocului, roata, ce înseamnă joc. Voi sunteți săgetătorii, cei cu jocurile de noroc, da? Aveți Jupiter în casa voastră, poate chiar conjunct cu soarele. Ar fi păcat să pierdeți această oportunitate de creștere. Deși văd că sunteți într-o situație în care trebuie să alegeți mental, că probabil emoțional o să fi fost, eu știu, în control, da? Sau sub controlul cuiva. Unde era cartea? Da? Control. Da, cineva a încercat să vă controleze, să vă țină în trecut, într-o poveste de dragoste care nu v-a prit. Nu v-a prit. Maturitate. Începeți și sper să fie așa. Doresc celor pe care îi cunosc, săgetători frumoși, începeți luna iunie cu maturitate, poate mai puțin specifică semnelor de foc, specifică semnelor de pământ. Pentru cei care aveți habar de un pic de astrologie și știți ce înseamnă un soare în progresie, poate intrați, soarele vostru progresiv intră în semn de pământ și vă face să gândiți un pic mai practic, mai pragmatic. Sunteți chemați să rupeți lanțurile, să aveți maturitatea și forța, pasiunea, să fiți și rebeli. Rebelul trebuie să-și rupe lanțurile, ca în această imagine. Trebuie să se conecteze la pasiunea lui, la focul interior, dar și la mintea lui, care are vulturul, da? Să vă detașați de un trecut care nu vă priește, care vă aduce efectiv în pragul nebuniei mentale. Prea multe griji, prea multe decizii. Poate aveți de ales între două persoane. Nu e obligatoriu. Poate sunt responsabilități la job, în familie. Ideea e că trebuie să rupeți cu ceva. Nu degeaba ați avut sau aveți rebelul. Dar aveți și maturitate. Nu doar pasiune, nu doar viziune, curaj și maturitate. Pentru că în momentul în care rupeți lanțurile, trebuie să știți unde vă duceți, ce faceți. Altfel rămâneți în această schizofrenie, rămâneți cu lanțurile rupte și într-un haos mental, nu știți ce să alegeți. De-aia spun, este o carte foarte frumoasă această maturitate. Poate cineva e un semn de pământ în preajma voastră care vă susține sau există și varianta cealaltă, trebuie să vă rupeți de un semn de pământ. Dar eu simt că e vorba de maturitatea voastră. V-am zis, nu-mi place să dau verdicte că tare se va despărți de X și se va duce la Y. Este o mare îndrăzneală să fac așa ceva. Eu zic că aveți maturitatea să alegeți corect. Eventual să alegeți între această carte similară împăratului, berbec, dar nu e obligatoriu să fie berbec, între a fi rebel și a schimba într-un mod frumos lumea. Odată schimbându-vă pe voi, știți că puteți schimba și lumea și persoanele din jur și circumstanțele și lumea întreagă până la urmă. Acesta este Jupiter. Deci aveți maturitatea să alegeți între a fi rebel, a rupe lanțurile brusc și a nu mai ști ce să faceți, sau a alege o schimbare din interior. În momentul în care voi vă schimbați gândurile, schimbați vibrația și roata norocului începe să se facă simțită în viața voastră, înțelegeți ce spun? Și începeți să manifestați întâlniri de destin karmice, dar în sensul bun, nu în sensul negativ, da? Să nu mai fie nevoie să vă simțiți în lanțuri și să trebuiască să le rupeți. Aveți maturitate în iunie să alegeți, să gândiți corect.
Schimbarea, roata norocului, guvernată de Jupiter, am zis, e planeta voastră guvernatoare. Jupiter este și planeta celor însemnul peștilor. Dacă asta poate să spună ceva cuiva. Am spus, cunosc pe cineva cu lună în pești, săgetător cu lună în pești. Poate schimbarea vine în felul în care simțiți. În felul în care vă conectați la spiritualitate, pentru că e Jupiter, Jupiter e spiritual. Și aici avem această confirmare a maturității voastre mentale, o maturitate mentală, ceea ce este bine. E bine că se termină cu această schimbare pentru că este un semn pozitiv, e o carte pozitivă. Lucrurile se vor desfășura în lunile următoare altfel. În cazul în care, da, renunțați la acest, să atârnați de această poveste de dragoste din trecut și de această persoană foarte restrictivă, va încerca să vă controleze mental. Pentru că avem aici noapte, avem întuneric, noaptea minții, într-un fel sau altul, a încercat să vă controleze. E o relație karmică. Dar aveți conștiința. Aveți conștiința că a fost o relație karmică care v-a creat conflicte, dar cu această roată a norocului începe să simțiți armonia. Să vă conectați la acest al treilea ochi și să vedeți că armonia este de fapt în noi. Și în momentul în care voi descoperiți acest lucru, nu doar că vă schimbați viața, am zis, dar schimbați viața tuturor celor din jurul vostru cu care aveți de-a face. Pentru că săgetătorii sunt, așa cum mor fie rebelie, poate unor jucăuși, sunt semne spirituale. Aceasta a fost o etalare. Urmează următoarea. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător, iunie 2019. Deja am mai citit câteva mesaje. Repet, din câte etalări fac într-o înregistrare, măcar câteva să rezoneze cu voi. Nu trebuie toate. Nu fiți fixiști. Și asta e valabil pentru toate zodiile, nu doar pentru voi. Central, nebunul pe care cred că l-am văzut și mai devreme, la un moment dat când amestecam cărțile, dar nu a sărit. Nebunul. O luați de la zero. Da? Ați ales să o luați de la zero, eventual. Poate e altă poveste, poate nu se continuă, da? Poate aveți de-a face, în cazul în care voi nu vreți să o luați de la zero într-o direcție, poate aveți de-a face cu un om care riscă un pic cam mult. E cam nebun în atitudinea lor. Riscă prea mult, nu știe ce face. Nu știe până unde să meargă, nu știe să se controleze. Da? Există și varianta asta. Dar, vorbind de varianta bună, am zis să încercăm să ne concentrăm mai mult pe partea bună a lucrurilor. Nebunul ce este? Este punctul zero al zodiacului, cu spida dintre pești și berbec. Evident, nu trebuie să fie musai în zodia aceasta. Este o persoană care a înțeles ce vrea să facă, ce vrea să lase în urmă, are un ideal, are soarele, are credință și are totuși un prieten bun. Și vrea să riște. Pentru că știe că orice ar face, are credință. Dumnezeu e alături și prietenul. Îi va arăta calea. Dacă cumva această stâncă e cam prea abruptă, îi va spune într-un fel cățelul, va lătra, stai, nu păsa, nu păși. Nu păși, da? Deci are credință. Pentru cei care vreți să o luați de la zero într-o direcție. Zero este o nouă cale, o nouă aventură în viață, spirituală sau nu. Rămâne de văzut. Ce vă blochează? Cavalerul de cupe.
Semn de apă, repet, mai mult sau mai puțin. Vedem cum se așează lucrurile. Cavalerul de cupe adesea vine să își ofere dragostea. Bănuiesc că e altcineva. Dar vedem dacă ceea ce oferă e pe placul vostru. Temperanța, ăștia sunteți voi. Voi săgetătorii care ați lucrat cu spiritualitatea voastră. Care ați învățat să rupeți karmele, să vă echilibrați emoțiile, să vorbiți cu îngerii voștri și cu cei care sunt conectați la îngeri, nu doar cu îngerii voștri. Poate să citiți cărți de da? Calea purtătorului de lumină, că avem aici un purtător de lumină. Mesaje de la îngeri. Și eu știu ce alte cărți spirituale sunt multe. În toate direcțiile. Sunteți voi care v-ați făcut sau ați început lucrarea interioară, creșterea spirituală. Voi sunteți aici. În trecutul îndepărtat. Îndepărtat, mai mult sau mai puțin. Trecutul recent. Cineva, am mai văzut iar cartea asta, cineva plânge după voi în semn de apă. Sau vouă, vă este dor de ei. Poate și una și alta. Probabil acest cavaler de cupe care e în poziția provocărilor. Îi este dor de voi, plânge după voi, după un trecut, după un trei de cupe, da? După o situație. Stă și plânge. Trei de cupe. Și știu multe situații. Știu mai mult săgetător cu situații. De genul ăsta, da? Și în loc să se uite pe aceste două cupe, să se uite că are altă șansă în altă direcție. Da, asta e. Unii nu vor să se rupă de trecut. Pentru un amic, probabil că este soția. Ia uite ce guvernează, șase de cupe. Șase de cupe, iar semn de apă, iar semn de apă și aici e provocarea, dar vedem cum se așează. Șase de cupe este o relație din copilărie, din trecut, o relație emoțională, o relație frumoasă. Ori este o altă persoană. Ori este aceeași persoană, vedem. Șase de cupe uneori înseamnă și împăcare. Acum depinde. Cu cine? Poate să fie împăcare cu cineva din copilărie. Nu este obligatoriu să fie această persoană. Rămâne de văzut. Voi știți ce vi se întâmplă în viață? Nu vreau să dau verdicte, repet. Există și această posibilitate. Ori să întâlniți o persoană din trecut, ori o persoană cu care ați avut o relație într-o viață anterioară, ori să vă împăcați cu cineva. Există multe șanse. V-am zis, nu vreau să dau verdicte. Luna. Luna, semnul peștilor, al racului, uneori și al scorpionului. Luna. Luna reprezintă, de fapt, secrete. Înseamnă frici. Avem aici și lună plină și lună nouă. E lună nouă, încă suntem sub influența lunii noi. Poate trebuie să vă analizați, să vă setați viitorul, să riscați o nouă direcție, că e lună nouă, să riscați să mergeți într-o nouă direcție. Voi știți care? Nu vă zic eu. Nu sunt aici să vă setez eu viața. Eu doar citesc cărțile. Poate la lună plină. Ceva se va întâmpla, că este viitorul apropiat. Aceasta este cartea care guvernează atmosfera, da? Atmosfera este emoțională și reciprocă. Adică nu doar ei sunt emoționali și ei și voi sunteți, da?
Poate cineva vine în viața voastră și vă oferă flori, dacă sunteți doamne. Dacă sunteți domni, poate voi vreți să oferiți flori cuiva. Să vă împăcați sau să le ștergeți lacrimile. Și totuși, există niște frici. Există niște frici datorită unei relații cu mama voastră. Știu că asta înseamnă foarte mult, este subconștientul vostru. Aici probabil trebuie să mai lucrați ca să puteți manifesta ca lumea acest nou început, acest nebun, acest 0.0. Sfatul. Doi de spade, da? Schizofrenia aceea care a apărut mai devreme. Trebuie să alegeți. Să alegeți. Eventual. Doi de spade înseamnă și să blocați comunicarea cu cineva. Poate trebuie să blocați comunicarea cu cineva. Poate. Din cauza unor frici, unor emoții negative, da? Emoții negative. Voi vă luați mesajul cum vreți, oricum. Este o decizie. Puteți alegeți între două persoane, între două situații. Nu vă conectați nici la emoții, nici la minte, la intuiție. Vedeți ce simțiți. Ce simțiți? Aici, aici trebuie să lucrați, da? Aici trebuie să simțiți. Nu mintea, nu emoțiile. Exterior, 7 de monede. Semn de pământ sau cineva trebuie să aștepte, nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Cineva care a investit într-o relație cu voi sau în care voi ați investit într-o relație, trebuie să aștepte. C-o fi proiect, c-o fi la locul de muncă, e posibil și așa ceva. Trebuie să vă odihniți. Asta este influența exterioară. Ați muncit, da? E clar că omul a muncit. Poate persoana a investit în voi, poate voi în ea, rămâne de văzut. Este că cineva trebuie să se odihnească un pic, să analizeze și nu doar să aștepte ca aceste monede să se fructifice într-un fel, pentru că nu poți să dai în continuu, în continuu, în continuu, mai trebuie și pauză. Și aici cineva dă. Și aici cineva dă. De ce vă este frică? De 6 de monede, ia uite. 7, 6. De obicei semnul balanțe, de nu obligatoriu, iar semn de pământ. Poate unii așteptați niște bani, da? Și da, trebuie să așteptați. Pentru că aici este și cartea aceasta reprezintă și ajutor financiar din partea cuiva. Un ajutor pe care îl meritați ca să o luați de la zero într-un proiect, da? Ajutorul poate fi reprezentat și de cavalerul de cupe. Chiar dacă sunt cupe, poate să fie și un dar, o ofertă bună. Eu știu, nu e obligatoriu să fie emoțională, dar e o veste bună. Poate vestea că veți primi acest ajutor financiar. Vă blochează, vă stresează oarecum, da? Decizia de a o lua de la zero, într-o privință. Unii știu că vor să-și facă o afacere sau să-și schimbe jobul, da? Deci stresul ar fi, sau frica, că nu primiți acest ajutor financiar, că nu vă puteți descurca financiar în cazul în care luați de la zero, nu vă puteți echilibra financiar.